Doamna doctor, spuneți-ne, vă rugăm, care sunt simptomele diabetului? Există simptome? Există simptome, dar trebuie să începem discuția să spunem că majoritatea pacienților sunt asimptomatici. Atunci când sunt depistați, ei de obicei sunt depistați la analize de rutină, recomandate de medicul de familie sau, și mai frecvent, mai nou, la medicina muncii. Foarte puțini pacienți prezintă simptome la diagnostic sau în timpul evoluției bolilor. Aceste simptome de obicei apar după perioade lungi de dezechilibru glicemic important și ele se manifestă la valori glicemice peste 200-250 mai multe luni la rând. De obicei, la un pacient nediagnosticat, pentru că dacă este deja diagnosticat și este urmărit, prea puțin pacienți mai ajung la aceste valori. Și de obicei ei simt sete, o sete neobișnuită, apoi crește ingestia de apă, da? Deci consumă și mai multă apă și ulterior urinează mai des. Dar aceste simptome, așa cum știm, sunt și nespecifice. Setea poate să fie și de la o deshidratare din alte cauze, urinatul mai des poate să fie și adresat pacienților care suferă de infecții urinare. Și de multe ori, din păcate, aceste simptome nu îi trimit la niște analize de rutină, să-și facă un set de analize. Este nevoie de niște analize de rutină, cum spuneți dumneavoastră, pentru a depista un posibil diabet? Da, ar trebui să-și facă orice adult. Cât de des? O dată pe an, un set de analize generale, recomandate de către un medic, ar fi important, un medic care îl cunoaște, de obicei medicul de familie, care să includă și acest profil glicemic. Glicemia ajun, recoltată analizele obligatoriu pe nemâncate, hemoglobina glicozilată alături sigur de hemoleogramă completă, profilul lipidic, profilul renal, profilul hepatic, un set de analize care să ne dea o imagine completă a sănătății sau aproape completă a sănătății pacientului atunci când îl avem în față. Odată depistat diabetul, care este schema de tratament, să spun așa, sau ce trebuie să facă bolnavul? Atunci când pacientul află că are diabet zaharat, trebuie să se adreseze unui medic. În primă instanță, ar fi bine să se adreseze medicului de familie, care să-l evalueze ca și prim diagnostician și ulterior să se adreseze unui medic specialist, unui medic specialist diabetolog. Acesta va urma în funcție de profilul pacientului, mai multe scheme de tratament. Va evalua starea de sănătate complet, prin analize, prin metode imagistice, va afla despre sănătatea anterioară diabetului, despre bolile asociate și despre factorii de risc cardiovasculare ai pacientului. În funcție de acești factori, dar și de alții, va urma tratament. Unii pacienți care se adresează foarte la început pot urma doar cu schimbarea stilului de viață, cu optimizarea stilului de viață, respectiv dietă și mișcare, alți pacienți pot urma doar cu antidiabetice orale, dar sunt și cazuri mai rare de pacienți dezechilibrați de mult timp care trebuie să înceapă tratamentul injectabil. Insulinodependenție. Da, sunt două feluri. Sunt cei insulinodependenți, diabetul zaharat tip 1, cel mai frecvent. Mai este și diabetul zaharat tip 2, dar care datorită dezechilibrului cronic ajung să facă în primă intenție insulină și după aceea ulterior, dacă ei colaborează, dar și starea de sănătate permite, putem ajusta doza de insulină, putem readapta tratamentul și de multe ori putem și scoate insulina după ce o introducem la început. Și desigur trebuie să vorbim și de diabetul graviduțelor, de diabetul gestațional, care dacă doamnele sunt însărcinate și dezvoltă diabet gestațional, singurul tratament este insulină pe perioada sarcinii. Este diabetul o boală? Spuneați dumneavoastră că de foarte multe ori pacienții sunt asimptomatici, care este neglijată, să spun așa? Sau pacienții spun, am glicemia puțin, dar nu fac o dramă din asta. Și atunci se poate vorbi și despre factori de risc la un moment dat, dacă este neglijat? Da, este neglijat de multe ori, pentru că pacienții, așa cum spuneam, nu au simptome. Și de multe ori, din frică, din frica de medic, din frica de spital sau din comoditate sau din lipsa de educație medicală, trebuie să spunem și lucrul acesta, neglijează boala, se prezintă în stadii tardive sau în stadii deja ale complicațiilor bolii, acestea sunt cele mai grave și factorii de risc trebuie identificați din timp tocmai pentru a preveni aceste complicații. Cei mai importanți factori de risc sunt obezitatea, bolile cardiovasculare preexistente, hipertensiunea, insuficiența cardiacă, aceștia dezvoltă frecvent și diabet zaharat. Mai există și factorul genetic. Dacă în familie, pentru tipul 2,
Există rude de gradul 1 care au diabet zaharat tip 2 și copiilor și urmașilor pot dezvolta acest fel de diabet. Iar pentru tipul 1, o boală mai rară, acei insulinodependenți toată viața, așa cum ați discutat, factori de risc nu există, nu pot fi identificați, dar pot fi asociate cu bolile autoimune. Dacă în familie există vitiligo, boală celiacă, tiroidită autoimună, crește un pic această suspiciune în a dezvolta tardiv diabet zaharat tip 1. Spuneați dumneavoastră că așadar diabetul poate fi și moștenit genetic? Din păcate, da. Avem familii întregi de pacienți diabetici de tip 2. Și cumva ei sunt înștiințați. Uitați, aveți dumneavoastră, au avut bunicii, aveți copii, da, eu întreb, sunt obez, sunt supraponderal și dacă răspunsul este afirmativ, în cele mai multe cazuri este, îi îndrum să-și facă un set de analize și să avem o consultație prediabet, să spunem așa, de prediabet. Pentru că ați vorbit despre copii, care a fost cel mai mic pacient pe care l-ați avut dumneavoastră, dat fiind faptul că diabetul e o boală care afectează și copiii? Din păcate, cel mai mic pacient al meu avea până într-un an și are acum un an și două luni un diabet zaharat tip 1. Acesta este cel mai mic. Moștenit? Nu, este diabetul acela insulinodependent toată viața. Iar cel mai mic copil cu diabet zaharat tip 2, deci un copil supraponderal care la 10 ani avea 80 de kilograme, a dezvoltat acest diabet zaharat tip 2 prin modificarea greutății, prin creșterea insulinorezistenței propriului corp și care acum este tratat cu optimizarea stilului de viață, cu regim, a slăbit sau menținut glicemiile. Și pentru că ați atins un punct oarecum sensibil, obezitatea la copii. Din nefericire, în zilele noastre, foarte mulți sunt părinții care își alimentează copiii sau care își permit copiilor să consume produse tip fast food. Este și asta un factor care poate declanșa la un moment dat la acel copil boală? Cu siguranță alimentația necorespunzătoare, bogată în grăsimi și în conservanți, în coloranți, în tot felul de euri, cum se spune așa în marketing, crește predispoziția pentru obezitate. Toate acestea, sigur, acumulate cu lipsa de mișcare, cu promovarea, din păcate, a obiceiurilor nefavorabile creșterii sănătoase, a sedentarismului. Copiii nu mai fac mișcare, nu mai fac sport. Copiii stau foarte mult pe gadgeturi, din păcate. Da, exact. Ei sunt duși la școală cu mașina până în gardul școlii. Bine, trăim în secolul vitezei, știm asta și atunci totul este pe repede înainte și nu au timp. Dar părinții trebuie să identifice, să urmărească curba de greutate, care sunt niște grafice, cum să spun, disponibile pentru oricine, făcute de Organizația Mondială a Sănătății, puse acolo, să urmărească în funcție de vârsta copilului cum evoluează greutatea lui și cum identifică o mică abatere. Cel mai bine este să prevină, să-și ia măsuri și să modifice stilul de viață al copilului, pentru că va fi mult mai greu mai târziu. Copiii nu știu să se abțină, nu vor, nu înțeleg să se abțină de la mâncare. Și tot despre copii, vreau să demontăm sau nu un mit. Știți că există acea vorbă din popor, mai ales în ceea ce îi privește pe cei mici: nu mai mânca atâtea dulciuri că o să faci diabet. E un mit sau nu e un mit acesta? Din punctul meu de vedere este un mit, dar pe jumătate adevărat. În sensul că dacă noi pentru copii sau adulții consumăm foarte multe dulciuri, automat creștem în greutate. Dacă creștem în greutate, cantitatea de insulină din corpul nostru capătă rezistență. Deci, practic, glicemia, profilul acesta metabolic complet, nu mai glicemia, că și trigliceridele și colesterolul, deci sunt afectate mai multe metabolisme, suferă modificări din cauza acestei creșteri în greutate. Deci, practic, dacă dulciurile vin cu un aport caloric crescut, care duc la o creștere în greutate, putem dezvolta diabetul din cauza obezității și a insulinorezistenței. Cu un stil de viață sănătos, alimentație și mișcare corespunzătoare, un diabetic poate avea o viață normală? Da, orice altă sigur persoană? Că da. Studiile, pentru că noi în medicina de zi cu zi practicăm medicină bazată pe dovezi. Totul este studiat, medicamentele sunt studiate, urmăm niște ghiduri internaționale, inclusiv la dietă, inclusiv la recomandările de exercițiu fizic, inclusiv la consumul de sare. Noi ne bazăm pe niște studii avute în spate asupra pacienților, după care s-au format aceste ghiduri. Ei pot avea o viață aproape normală. Dacă își urmează
țintele, fiecare pacient are țintele lui pentru glicemie, pentru hemoglobină glicozilată, pentru greutate și pentru celelalte afecțiuni de care suferă sau pentru prevenirea lor. Dacă el este în acest grafic, riscul complicațiilor este minim. Complicațiile cele mai severe, să spun așa, care sunt? Cele mai severe pentru diabet, depinde de felul de diabet, dar pentru diabet în general, cele mai severe sunt complicațiile cardiovasculare. Din păcate, România este pe primul loc în Europa la deces de cauză cardiovasculară. Avem foarte mulți pacienți care suferă de infarct, accident vascular, boală arterială periferică. Din păcate, din punctul meu de vedere, acestea sunt cele mai severe, dar și complicațiile specifice diabetului, cum ar fi retinopatia diabetică, afectarea văzului, deci neuropatia diabetică, afectarea nervilor periferici, nefropatia diabetică, mulți pacienți ajung să facă dializă din cauza unui diabet zaharat neglijat. Stresul poate fi și el un factor, pentru că foarte multe boli apar, sunt declanșate și din cauza stresului, a unui stil de viață extrem de agitat pe care cu toții îl avem. Poate contribui și el? Stresul nu declanșează boala, dar o poate agrava. Pot crește glicemiile din cauza unui stres, de la o noapte nedormită până la un examen, până la o tamponare auto și așa mai departe. Deci pot modifica glicemiile în sensul să le crească. Și va trebui să învățăm să cooperăm cu stresul, ca să spun așa. Pentru asta, de exemplu, noi în clinică avem angajat un psiholog clinician special pentru bolnavii noștri cronici. Pentru pacienții care suferă de diabet zaharat, pentru pacienții cardiaci. Dacă misiunea care este? Misiunea lui este să învețe pacientul să facă față atât cât se poate stresului, fără agravarea stării sănătății acestuia. Aici vorbim deja de ceea ce înseamnă, dincolo de profesionalism, empatie și compasiune față de Dacă nu avem aceste două calități, noi, medicii care tratăm bolnavii cronici, pentru că știți că diabetul este o boală care nu se vindecă, da? Și nu numai diabetul, și celelalte afecțiuni, dislipidemia, hipertensiunea arterială, nu putem ajuta bolnavul să-și aducă boala la echilibru pe care și-l dorește. Este neapărat nevoie să-l înțelegem, să ne punem în locul lui, să ne adresăm pe înțelesul lui, astfel încât să avem o colaborare cât mai bună pe termen lung. Poate fi această afecțiune, o să vă întreb direct, mortală? Poate fi mortală, dar din ce în ce mai puține cazuri sunt datorate morții directe, datorate diabetului zaharat. Pentru că acum pacientul se prezintă mai des la controle, nu ajunge să dezvolte aceste dezechilibre acute. De obicei, pe vremuri apăreau dezechilibre acute la pacienții cu diabet zaharat tip 1. Aveam pacienți care omiteau doze de insulină, nu-și mai făceau, intrau în așa numită cetoacidoză diabetică, e o stadie de precomă. Putea să aibă efecte fatale. La fel, bătrânii pentru diabetul zaharat tip 2, există coma hiperosmolară. Dacă își neglijează boala, își neglijează hrana, își neglijează hidratarea, pot dezvolta glicemii foarte, foarte mari și intra în această comă hiperosmolară. Acestea ar fi complicațiile acute, dar sunt din ce în ce mai rare. Altă complicație acută la pacienții care fac insulină în special este hipoglicemia severă. Și după mulți ani de tratament de boală, unii pacienți ajung să nu mai simtă hipoglicemia. Și din păcate, scade glicemia și ei pot avea o criză hipoglicemică severă și pot pierde cunoștința și așa mai departe. Dar acestea sunt din ce în ce mai rare și datorită terapiei moderne care previne aceste situații și datorită monitorizărilor a pacienților, pentru că s-au dezvoltat tot felul de senzori, de aparate care îi ajută să-și monitorizeze în timp real glicemia și îi avertizează atunci când le scade. Repet, aceste complicații nu mai sunt așa de frecvente. La nivel de societate, considerați că există suficiente campanii de informare a oamenilor? Nu cred că există pe niciun domeniu. Sau ce ar trebui făcut pentru ca oamenii să fie mai conștiincios, să spun așa, din punct de vedere al monitorizării stării de sănătate? Din păcate, prevenția primară la noi în România lasă de dorit pe mai multe aspecte. Și pe partea de boli cronice, dar și pe partea de oncologie, și pe partea de, nu știu, igiena sănătății, până la urmă, aici ar trebui dezvoltate încă de la, nu știu, școli, grădinițe. V-am zis că noi în clinică avem activitățile acestea, am mers și am discutat cu grădinițele, am mers la școli, am mers la after school, am mers și am discutat cu părinții, pentru că copilul nu este responsabil. Poate la fel campaniile astea ar trebui dezvoltate în marile orașe și prin medicii de familie.
Deci, practic, niște flyere media nu sunt suficiente, niște flyere, niște broșuri. Poate pacientul are o întrebare, vrea să adreseze cuiva, are o nelămurire, el trebuie să aibă o discuție față în față. Sau măcar să aibă un apel video, cum sunt în emisiuni. Poate să sune să discute direct cu medicul invitat. Și acum aș vrea ca cei care ne urmăresc să cunoască puțin și pe omul, dincolo de medicul Oana Găscălescu. Când v-ați dat seama că vreți să deveniți medic și mai ales când v-ați dat seama că vreți această specialitate, diabetologia? Deși pare un clișeu, din copilărie mi-a plăcut să mă joc cu păpușile, să le salvez. Eu nu le făceam rochițe, eu le vindecam, le făceam bine. După aceea, în gimnaziu, am avut niște profesori deosebiți. Am învățat la gimnaziu Basarabescu de chimie și de fizică, care m-au făcut să iubesc aceste două materii. Dragostea pentru ele s-a continuat și în liceu, am terminat la liceu Caragiale, am participat la olimpiade, deci cumva drumul a fost firesc pentru că mi-au plăcut aceste materii și mi-a plăcut să îngrijesc oamenii. Specialitatea diabet și nutriție mi se potrivește, nici nu știam că mi se potrivește așa de bine. Am ales-o având în vedere că tot timpul lumea modernă este din ce în ce mai dornică să afle cât mai multe despre sănătate, să prevină. Această specialitate se adresează și nutriției. Deci noi putem ajuta pacienții să împiedice diabetul zaharat. Am studiat și a doua specialitate, endocrinologie, pentru că se îmbină împreună și sunt foarte multe boli comune și foarte multe boli endocrine pot agrava sau determina apariția diabetului. Cred că am fost foarte inspirată și am avut și noroc și am lucrat cu medici foarte buni. Mă duceam de drag în rezidențiat, mă duceam de drag să învăț, să particip, să iau parte, făceam gărzile benevol. Pe vremea aceea stăteam și învățam și nu am simțit că este o greutate. Acasă aveți tendința să vă monitorizați, să spun așa, familia din punct de vedere al nutriției? Vă dați seama că este un defect profesional. Am un băiețel de 5 ani și 4 luni, mulțumesc frumos, la fel, și am grijă de alimentația lui atât cât pot. Bineînțeles că bunicii mereu vor să mai primească un dulce în plus. Asta voiam să vă întreb. Și vă dați seama că e o dulciuri mănâncă copilul dumneavoastră? Cu mine, aproape deloc. Dar cu siguranță mănâncă, plus că mănâncă la grădiniță. Dulcele are și el rolul lui. Să nu uităm că și dulcele în creșterea copilului are rolul lui. Că și noi am crescut cu dulciuri. Dar important este să fie cât mai sănătos. Aveți, nu știu, tendința să preluați din problemele pacienților, problemele cu care vă confruntați la clinică zi de zi, să le duceți acasă și să vă gândiți, nu știu, poate în cazul pacientului X aș fi putut să fac mai mult sau poate ar trebui să schimb. Adică lăsați la ușă problemele în momentul în care plecați de la clinică sau... În cele mai multe cazuri reușesc să relas la clinică, în cele mai multe cazuri. Dar mai sunt și situații în care mai discut. Soțul meu este medic ortodont și mai povestesc. Nu e chiar... Deci nu e cu supărarea. Da, nu e. Nu. Medicină aceasta de boli cronici. Dar discutăm. Uite ce s-a întâmplat, uite cum a fost. Dar nu la modul să mă afecteze așa de mult, ci mai degrabă ca exemplu, ca ce avem. Ei, n-ai cum să nu. Dacă ești implicat și pui suflet și, repet, tratez bolnavi cronici. Deci eu tratez bolnavi de 9 ani, de 10 ani. Ei sunt pacienți, vin la 3 luni. Nu ai cum să lași totul. Sunteți deja prieteni. Suntem, n-aș vrea să zic prieteni, dar suntem în aceeași barcă. Tragem împreună în aceeași barcă. În aceeași direcție. Da, exact. Suntem cu echipieri. Asta este termenul. Și mai avem și aceste situații de le mai preluăm acasă. Ne mai sfătuim. E important să știți, să ai înțelegere. Și să poți să, dacă ai o nedumerire, să poți să-ți continui totuși, să ai o, care a fost, o situație rezolvată. Care a fost cel mai greu moment pe care l-ați trăit de când sunteți medic și care a fost cel mai frumos moment? Cu siguranță așa, ce vă vine o să încep cu cel mai frumos. Cel mai frumos moment a fost atunci când ochii copiilor pe care îi tratăm se măresc și îți mulțumesc din suflet, din ochii lor, așa cum pot, îți desenează felicitări și îți spun mulțumesc, doamna doctor, sau cum scrie acolo, m-ai făcut bine. Bine că binele este pentru ei ceva foarte, vă dați seama, nu e așa de palpabil ca pentru un pacient adult, dar copilul vorbește sincer și vorbește din suflet și știi că ai făcut ceva bine când ai făcut un copil fericit. Și cel mai greu, vă mărturisesc, a fost în perioada pandemiei, chiar în anul acela fatidic, să spunem așa, am pierdut peste 30 de pacienți de care știu eu, de care știu, că probabil au fost și alții,
Datorită adică acestei maladii. Coroborat cu ceea ce a însemnat COVID. Diabetul zaharat este un factor agravant pentru orice infecție, cu atât mai mult a fost și pentru COVID. Au fost și situații de pacienți care puteau fi salvați, dar s-au prezentat prea târziu, chiar dacă eu am discutat cu ei, am sfătuit familia să se ducă la spitalul cel mai apropiat. Era o perioadă foarte, cu multe incertitudini. A fost un an greu, să știți. Adică, repet, ei făceau parte din echipa mea. Eram o echipă. Și acum, pe final de discuție, o să vă rog să transmiteți celor care ne urmăresc, așa, nu știu, câteva sfaturi pentru o viață sănătoasă. În primul rând, vreau să aibă încredere în medicul care îi tratează. Fie că este medic de familie, fie că este medic diabetolog, ei trebuie să-și preia informația doar din situații sau din oameni pregătiți, oameni deci profesioniști. De pe Google, nu de pe internet. Nu de pe Google. Cineva care poate să, cum să vă zic, să aibă o colaborare, un dialog cu ei, să-i lămurească cu ceva. De cele mai multe ori, Google nu poate face lucrul ăsta la nivelul la care ei au nevoie. Așa cum eu le spun, așa cum atunci când ni se strică frigiderul sau un electrocasnic, chemăm un electrician, un specialist. Nu stăm să căutăm pe Google, s-a aprins beculețul verde, ce pot să fac. La fel să nu facă sau cu atât mai mult să nu facă cu propria lor sănătate. Cel mai important sfat este să asculte de un medic bun pe care, cu care ei au colaborat, să încerce să-și păstreze greutatea normală pentru vârsta lui, să-și facă un set de analize periodic, chiar și setul acela de prevenție, cel puțin o dată pe an sau la recomandarea medicului, să se hidrateze bine, să bea 2 litri cel puțin de lichide pe zi, să evite cât se poate dulciurile concentrate, sucurile carbogazoase, alcoolul în exces și nu în ultimul rând și foarte important să facă mișcare, să-și instaleze o aplicație sau pur și simplu ca timp să meargă o oră prin deci activitățile curente în ritm alert. Nu este o rușine practic să mergem pe jos, ci nu, din contră este cel mai mare lucru care a putea să facă pentru sănătatea lui, cel mai la îndemână, cel mai ieftin și cel mai sănătos. Dumneavoastră veniți pe jos la serviciu? Nu, dar încerc să parchez cât mai departe. Și am activitatea fizică, recomand și celor care pot să facă așa ceva. Mă duc la sală de două ori pe săptămână, plimb căței atunci când pot, îi plimb. Deci eu undeva la 10.000 de pași pe zi îi fac, să știți. Cu toată activitatea, din păcate, nu e doar un singur drum cu 10.000 de pași. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și pentru informațiile care cu siguranță le sunt de folos celor care v-au ascultat. Și eu vă mulțumesc mult pentru tot ce faceți pentru micul nostru oraș, dar marea noastră comunitate.